Iată-ne în ziua 4. De-abia aștept să văd ce ascunde acest micuț cadou. Sper că și voi sunteți curioși. V-am lăsat ieri așa să trageți cu ochiul la cum arată cadoul de astăzi, dar, așa cum am zis și ieri, n-am tras nici eu cu ochiul, doar atât, cutiuța aceasta frumoasă, minunată. Și să vedem ce ascunde ea. Ce o să fie oare? Ce să fie oare aici? Ce credeți voi că este? Ia să vedem, ia să vedem. Suspansul crește. Opa! Vai, ce năsturei drăguți! Ce năsturei frumoși! Îi văd foarte potriviți pentru cardigane, chiar și pe bluze cred că ar merge. Aștept de la voi să-mi spuneți, să vedem ce moduri creative găsim ca să îi folosim. Tare, tare mult îmi plac. Sunt așa de ușori, sunt din lemn și sunt foarte aspectuoși, așa, au un aer așa mai boho, mai, mai așa, mai natural, mai, nu știu, mi se pare, uite, i-aș vedea foarte bine lângă Pinocchio. Nu știu dacă știți voi Pinocchio pe care l-am făcut eu, pentru că știți voi că mie îmi plac jucăriile tricotate, nu putea lipsi Pinocchio. Mi se pare că se potrivește minunat și uite, dacă îi aveam mai devreme, dacă îi aveam mai repede atunci când l-am făcut pe Pinocchio, aș fi înlocuit acești năsturei cu unii de lemn. Ia uitați ce frumos arată și mi se pare că sunt mult mai potriviți pentru că fac parte din aceeași poveste oarecum. Pinocchio din lemn, năsturei din lemn ar fi potrivite și pentru piese vestimentare, poate căciuli, vestuțe chiar, cardigane. Sper că v-a plăcut, mie tare mult mi-au plăcut năstureii, mi-a plăcut cadoul de astăzi. Sper să vă fi plăcut și vouă și să vă inspire și să-mi spuneți ce ați crezut voi că se ascunde în cutiuță și ce s-a ascuns de fapt, dacă v-ați fi gândit la așa năsturei, poate că v-ați gândit la năsturei, dar poate nu din aceștia și atunci sunt curioasă să văd la ce fel de năsturei v-ați gândit și sper să rămâneți în continuare cu mine și mâine să descoperim un nou cadou. Haideți să vedem, vreți să mai tragem un pic cu ochiul? Să vedem mâine ce cadou avem? Ia să vedem. Ia uitați, ceva ne așteaptă aici, cadoul cu numărul 5. Ce să fie, ce să fie? Îl lăsăm să mai aștepte puțin, nu tragem cu ochiul. Mulțumesc că ați fost în seara asta cu mine și sper ca și mâine seară să fiți tot aici. Abia aștept să vă citesc comentariile.